Bună ziua, vă salut, Columbofil adevărat, suntem la Cârcu Mircea, în Bistrița și acum ne areți patru porumbei de excepție. Ăștia sunt cei mai buni porumbei atât de reproducție? Așa, sau printre cei mai buni? Așa consider eu, da. Bun, hai te rog să începem furibund cu vicecampioana. Cu vicecampioana pe România. Vezi să nu iasă afară sau nu are. Ia să vedem, spune-ne puțin și seria. Da. 6, 6, 7, 7, 4, 4. O coincidență, da? Se pare că. Da. Da, da. Deci a fost și coincidența de... Mă, să știi că mulți porumbei sunt așa cu cifre, da, parcă predestinate. Deci, asta e femeia. Ia zi puțin despre asta. Origini? Origini. Tata este un mascul original de Aercamp, care este nepot din Jackpot. Pune un pic aici așa. Din Jackpot și din Euro. Da? Iar mama este o femeie ce am cumpărat-o la domnul Burcă, da? Tot de Hermann Scuster în spate. De e olandeză și mama ei. Deja e femeie din 2020. 2020 are pereche. Da. Zi-mi un pic, dacă știi clasările din 2021 și 2022, așa? Da, în 2021 are două locuri de 1. Un loc 1 la etapă de demifond, un loc 1 la etapă de viteză, alt loc 4 la etapă de demifond. În 2021 a clasat 11 din 12 etape. Deci da. 11 din 12 etape. Da. În 2022. Bine, în 2021 am băgat-o și la un fond. Da. A venit în primii 100 pe concurs. Și cu rezultatul respectiv a fost locul 4 general tineret pe provincia Transilvania. Dar tot în 2021 a fost locul 3 provincial la Aspir. Femeia a venit foarte bine la cele etapele scurte. Iar în 2022 am decis să zbor la palmares la general. Femeia la primele etape a avut o constanță, deci tot timpul a fost în primii, loc 2, loc 11, dacă nu mă înșel pe etape. Iar, să zic așa, prima etapă notabilă care a avut-o în 2022 a fost la prima etapă de fond. Locul 1. Locul 1, da. Când ai avut și locul 2 pe concurs, da. Și locul... Ai mai avut... Locul 1, locul 2 și locul 9, dacă bine mi-am amintit. Super. Și trec în linie, este locul 2. Național, este locul 2 național, general palmares 2 ani. Da. Este dublă campioană provincială la general și la general palmares 2 ani și vicecampioană la fond matur ce trebuie. Și pe un porumbel ca ăsta... Și dacă iau locurile întâi, numai anul acesta, în 2022, are undeva 5 locuri de 1 la norme, inclusiv aripa de aur pe bisă. Ai de mine, domnule. Bravo! Și acum, cu ce l-ai pus în pereche? Te rog, lasă-l așa un pic, da, să-l... Da? Femeia e în pereche cu tata la locul 1, Budapesta, masculul cel de la lotul de zbor. Este un fiu din 31, vicecampioana Europei de la Gică Platon, cu un fiu din Olympic 38 de la Strava. Masculul l-am adusinat de la Gică. Și este și frate bun cu porumbelul 400, care a fost în 2021 locul 2 viteză tineret și locul 1 categoria H, parcă nu olimpică. Asta am putea spune că e perechea de aur, cu nu siguranță. Știu, perechea de aur sunt părinții ei. Da. Ăștia-s părinții ei? Da, da, da. Noi ia să vedem, părinții, da, ei, te rog, deci deschide. Deci ăștia-s părinții ei. Ăștia-s părinții ei. Ia să vedem. Da. Dar numai acum e împerecheat sau de ce n-au... Nu, sunt deja am doi pui, da, și hai, două plasate. Nu mai am pus aici de acasă. Și iau o pauză. Te rog, puțin ia-mi-l pe tatăl. Da, ține-l pe tatăl. Așa. Că văd că are, seamănă cu taică sau dacă... Seamănă și cu, nici nu știu, da, cine seamănă exact. Ăsta e un olandez. Ăsta este olandez, este un porumbel original de Aercamp. Da. Nepot din Jackpot și nepot din Euro. Da. Porumbelul a fost cumpărat de pe o licitație de prietenul meu, Sami Țărmure. Iar după un an de zile l-am luat eu de la el, l-am cumpărat eu de la el. E un porumbel care anul ăsta am încercat să-i dau alte femele, n-am reușit, nu acceptă, le deci bate pe toate. Nu are nimic. Și se pare că așa o să rămână anul ăsta împreună în oră. Că toți suntem aici, să spun, ar fi pui de dat din aceste două perechi? Ar fi, dar nu mă întoamnă târziu. Nu mă întoamnă târziu? Pentru că...
prețul discutat. Da. Nici nu mai trebuie de preț, că unii mi-au zis nu mai sunt prea insistent. Sunt cerere, dar nu am... Te rog să văd și... Ia femela. Da. Ce sushi este? Tot așa olandeză? Tot olandeză, este de la Smulder Brothers, cel la crescător respectiv. Da. Că chiar anul ăsta am mai adus un frate de tată cu ea. Da. Femeia am luat-o de la domnul Burcă. Da. Este o femeie foarte groasă, foarte, foarte lată. Și da, pe lângă faptul că mi-a dat-o pe 6-6-7-7-4-4, loc pe femeie la 100, loc 1, viteză tineret, mi-a dat și pe Columbodrom, porumbei foarte buni. Ea mi-a dat la Europa Master, locul 3, AS FCI. Și anul trecut, la Europa Master, tot așa, frați buni cu ei, adică fiul din ei, locul 4 la etapă de semifinală, oare? Ceva de genul ăsta. Auzi, Mircea, porumbei ăștia și în străinătate mai ales, dar adică și aici la noi în țară și în străinătate ar costa foarte mult. Să facem așa un joc, dacă ar veni cineva și ar spune ăștia 40 mii de euro, da? Nu. Nu așa? Nu pun preț pe bani, să știi. Știu că tu ai și o stare financiară bună, dar merită mult mai mult, să știi. Nu pun preț pe dacă vreau să continui mai departe și am rezultate. De asta unii nu continuă, pentru că fac marea prostie și își dau până mai mult. Bine, îți mulțumesc. Și dumneavoastră rămâneți pe canalul Columbofil Adevărat, vă salutăm cu stimă.